loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh. Ciao! Bine ați venit pe canalul meu, sunt Janina și astăzi sunt așa. De ce credeți că am șapcălia asta în cap? Am părul jicos și trebuie să mi-l spăl și nu aveam chef. Adică nu că nu aveam chef, trebuie să-mi găsesc cheful. Dar am zis că nu pot să mă prezint într-un stat de la jigos în fața voastră, așa că mi-am pus asta în cap. Mă gândeam să scop perucile alea după acolo, dar zic, ce rost are, băi nene, să mă prostesc cu perucile. Ce pun o șapcă în cap, spun la oameni că sunt jigoasă în cap și terminăm bărge. Ciao! Bine să vin pe canalul meu, eu sunt Janina, Janina. Like, vreau like. Acum, ia, apasă pe like, apasă, apasă, apasă. Push the button, push the button, push the button, push the button, push the button. Gata, băi, vrăjeala. Bă, știi de ce v-am chemat astăzi să vă uitați la mine? Pentru că vreau să vă spun o chestie. Cineva mi-a scris că, băi, fată, tu nu este adevărat că ai slăbit cu dieta. Tu ai slăbit pentru că te-ai operat. Haide, băi, nene, să vă povestesc treaba cu operatul. Acum 5 ani de zile, eu de câțiva ani am fix asta să slăbesc, să slăbesc, în fine. M-am dus la doctor la Roma, de aia care o face operații de stomac, și nu aveam decât vreo 90 de kilograme atunci. Doctorul ăla mi-a zis, băi, femeie, tu nu ești atât de grasă încât să-ți facem sliv. Slivul e aia care staie din mațe, staie din stomac, ți-l face mic, mănânci ca o vrăbiuță și normal că slăbești. Dar pot să spun inelul pe stomac. Vă dați seama, eu eram băgăm inelul pe stomac, nu mai mâncăm, slăbim beton. În fine, fac operația asta, bine, cred că am mai vorbit în niște video la început, dar fiindcă lumea asta nu se uită, mănâncă căcat. În fine. Și îmi face operația, îmi pune inelul pe gură, era să se... îmi pune inelul la stomac, dar nu-i 5 ani, cred că e mai mult, vreo 6. Nu mai țin minte, de mulți ani. Și îmi pune ăla, bă, am suferit, că mi-a făcut anestezie totală, drenaje, tuburi, în fine. Termin cu bâlce, mă întorc acasă, 2 luni de zile trebuia să mănânc numai semilichid. Adică numai supițe, supițe, supițe. Și am ținut exact gramaj, tot ce îmi spunea ei să fac. Eu în 2 luni de zile am slăbit 3 kg. Voi vă dați seama cât eram eu de frustrată, pentru că te duceai la control acolo și era lumea 10-15 kg într-o lună, vai, vai, și eu 3 kg, 3 kg în 2 luni, eram disperată. La un moment dat nu m-am mai dus la doctor, a zis să-mi bag picioarele în el, mi-l strângea mereu, de câte ori mâncam ceva mai mult sau nu mestecam bine, îmi venea să vomit, trebuia să fug mereu, că mă simțeam ca și cum mă sufocam dacă mă duceam la un restaurant și mâncam mai repede, sau umplea stomacul acolo, pentru că era mic, și îți venea să vomit, trebuia să fugi repede la... mamă, un incub, un incub, un incub. Și am ținut ăsta, fără să mai mă duc la doctor, nici că am mai slăbit niciodată. L-am ținut până acum 2 ani. Acum 2 ani ce mi s-a întâmplat? Sub piele, pentru că tu ai inelul, un stomac, pe stomac așa, ai un tub și ca un butonaș sub piele. Un butonaș ăla, doctorul băga siringa și strângea inelul ăla după stomac. Butonașul ăla lateral a început să mi se roșească. Și mă deranja, mă deranja, am stat vreo lună o durere sub piele, acolo era ca și cum să râcâia de piele. Asta acum 2 ani de zile, 2 ani, nu, 3 ani, acum 3 ani de zile. Pentru că eu anul trecut m-am operat iar. Da, acum 2 ani de zile, nu mă, ce mănânc căcat. Da mă, da, acum 3 ani de zile mă. Și mă deranja, la un moment dat... S-a făcut, nu mai era roșie, s-a făcut ca atunci când dăm cangrenă, s-a făcut neagră așa și a trebuit să mă duc la doctor și doctorul mi-a spus că corpul meu refuză, bine, a țipat la mine că de 3 ani sau de 2 ani, bine, nu mai țin minte chestiile astea, nu mai mă duceam la control și că uite așa, 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 bla, 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 m-a certat, în fine.
Și mi-a spus că corpul meu refuză plasticul ăla sub pielea mea și că am făcut infecție. Și mi-a dat antibiotice, m-a tăiat acolo, mi-a curățat, am stat cu drenaj 6 luni de zile, umblam cu drenajul după mine ca toxicodependenții cu... A, nu vreau să vă spun ce mi s-a întâmplat. Mi s-a rupt tripiedul unde țin videocamera, s-a rupt, s-a dezmembrat definitiv. Bine că nu mi s-a rupt fotocamera, că vă dați seama, e un Canon și face gel, uitați, a rămas bucata asta, s-a desprins asta de aici. În fine, unde rămăsesem? Că mi-a făcut infecție, m-a tăiat ăla acolo, mi-am umblat cu, am umblat cu drenajul ăla, cu sacul ăla de drenă, sau, în fine, mă înțelegeți voi. O grămadă de timp după mine simțeam că mor, toată vara am stat acasă, n-am fost la mare, o nebunie totală, o nebunie. La un moment dat doctorul a hotărât să mă opereze și să-mi o mute mai jos, că a zis el că probabil, fiindcă slăbisem un pic în perioada aia, să râcăie de coaste și de-aia mă doare rău așa și de-aia face infecție, în fine. Hai, facem și operația asta. A fost mișto de tot operația pentru că eu, fiind asistentă medicală, când mi-a făcut anestezia, mi-a făcut-o acolo și doctorul era singur și la un moment dat zice, trebuie să-mi ții aici. Și eu, cu burta tăiată, țineam deoparte și el făcea acolo, curăța, făcea, a făcut un săculeț de la înăuntru, din carne. Și eu acolo, că mă uitam cu el și făceam, ce, e sigură că nu ai probleme? Nu, n-am probleme. Și eu când mă uitam și el și tăia și făcea și lua carne și băga ăla să-l lărgească carne. Și eu că l-ajutam să ține chestiile, în fi, nebune. Am mută chestia asta și de unde voi, nene? Mai rău, mai rău. Am fost să mor. Eu un an de zile am zis că nebunesc. El nu vrea să mi-l dea jos definitiv pentru că a zis că după aia mă îngraș, după aia fiindcă am tendințele astea de obezitate o să fie greu și așa mai departe. Eu mă rugam de el de fiecare dată când mă duceam să mă curăț acolo, te rog frumos, dă-mi-l jos, eu nu vreau, ăsta nu m-a făcut pe mine să slăbesc, dă-mi-l jos. La un moment dat a zis gata, ți-l dau jos, nu mai te chinui așa, un an de zile ai stat cu atât cu infecții cu asta. Și în ianuarie sau nu mai știu, în februarie, în 2016, m-am operat, mi l-a scos, am fost cea mai fericită pentru că mi-a trecut repede, m-a distrus pe burtă pentru că mi-a făcut numai, nu știu dacă se vede, numai tăieturi de-astea pe aici, se vede? Uite, vedeți? Din cauza la infecție, mi s-a distrus burtă. Eu de ce vă arăt toate chestiile astea? Ca să deschideți ochii, să vă mai prostiți cu atâtea operații. Din cauza la infecție, uitați câta tăietura mi s-a făcut ca să mă curățe. Și astea sunt alte semne. Că mi-a făcut 5 semne de-astea, tăieturi pe burtă. Dar astea, dintr-o parte, din cauza... Nu trebuia să fie așa, era și ea tot micuță, așa? Dar din cauza la infecție, mi s-a mâncat carnea, pielea, mi-a distrus estetica. În fine. Mi-am dat jos ăsta, băi nene, și am fost omul cel mai fericit. Și m-am îngrășat până în din februarie de anul trecut, până în anul ăsta, m-am îngrășat 40 de kg, bun, 30 de kg, 35, 40, nu mai știu, aproape 40 de kilograme. Nu, stai că vă spun exact, anul trecut, când m-am operat, aveam 88 de kg. În ianuarie anul ăsta, când am început dieta mea, numai mâncare sănătoasă, mișcare, sport, apă și cum știți voi că vă povestesc mereu, fără zahăr, trebuie să fie, să schimb stilul de viață, trebuie să mănânci nene, puțin din toate, trebuie să arunci prăjelile, mănânci așa o dată la o lună, hai băi nene, mănânci niște cartofiori prăjiți, că și mie mi-a mâncat și sufletelul meu vrea să mănânce cartofi prăjiți și îmi fac, măi nene, fac la cuptor sau știu, încerc în așa fel încât să nu mai mănânc cancerul ăla, pentru că prăjeala aia e cancer, zahărul alb e cancer, nu mai dați la copilașii ăștia, învățați de când le dați atunci mâncărică de aia, decideți voi ceea ce le dați voi să mănânci, dați-le fără zahăr, aruncați zahărul, nu-l mai cumpărați, în fin, și
Vă dați seama, anul trecut, când am văzut eu că mă îngraș într-una, îngraș într-una, mă duc înapoi la doctorul ăla care chirurgul ăsta de bariatric, îi spune pentru chirurgii de-astea de obezitate și spun trebuie să-mi faci sleeve-ul, adică aia care staie stomacul. Ăsta e stomacul, stomacul tău e ca o fasole, nu? Ca un bob de fasole, e cam așa. Și ei ți-l taie ca să faci așa, că are o capacitate de 50 de mililitri, adică ceva de genul ăsta, foarte, foarte puțin. Ăsta e din intestine, ăsta e din stomac, e o foarte drastică chestia. Și eu nu, măi, nene, eu trebuie, zic toate astea, zic, eu am prieten care a slăbit 70-80 de kg cu operația. Eu vreau să fac operația asta, dăduse spumele mine, după ce că am suferit ca un câine. Cu tăieturi, cu aia, nu măi nene, eu vreau să mă operez iar cu altceva, mult mai, am zis eu că aia n-a fost pentru mine, trebuia să mă, și doctorul îmi spune, ok, te pun pe listă, când m-am dus eu pe 31 august, că am avut apuntament anul trecut, am avut vizita aia, m-a cântărit și aveam 105 kg. Între timp, până în ianuarie, eu m-am îngrășat până la 120 de kg, vă dați seama cât am putut să bag în mine. La un moment dat încep dieta, până mai sau în iunie, în mai. Eram să fac cumpărături și îmi sună telefonul, număr ciudat. Răspund asistenta lui doctorul ăsta care m-a operat pe mine și spune, doamna Janina, Iana, o așteptăm la spital să începem pregătirile pentru operație. Și am început să râd, era un drag de mai putea. Zic, doamnă, mulțumesc pentru că m-ați chemat în sfârșit, dar eu nu mai am nevoie, pentru că eu am slăbit singură. Și asta, da, ce frumos, e minunat, o așteptăm la spital la noi să vorbească cu ceilalți pacienți. Și așa, am fost odată în film. Dar așa de bine m-am simțit, zic, uite-te băi nene, omul își face rău singur, să distruge. Când noi înăuntru nostru avem o forță și o putere, tu voi vă dați seama că eu am fost an de zile obeză și am băgat în mine ca o vacă, fără să mă opresc, băgam într-una, adică începeam cu măr, după aia luam brânză, mai în același moment, după aia luam dulceață, după aia luam ciocolată, după aia luam merendel, după aia făceam un set, dar așa într-una, păi ce înseamnă asta? Și am reușit să slăbesc fără să mă taie ăștia la stomac, dacă într-o zi îmi vine un cancer și trebuie să-mi taie într-adevăr din stomac. Dacă eu aveam stomac atâta, tot unde mă întăiau ăștia? Muream. Nu vă operați, oameni buni. Încercați-le din toate puterile, pentru că înăuntru, în corpurile astea ale noastre, avem o forță de spargem fața la toți. Sper că video-ul v-a plăcut. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram. Janina Italian Style! Și cine vrea să fie urmărit de doamna doctor, eu sunt un doctor, da băi nene, figuranta asta, jmecherita asta de București, e un doctor care e specializat în alimentație patologică și de slăbit. Mai am câteva luni și termin cursul de personal trainer în slăbit. Am luat numai pe slăbeală să ne intre în căpățânile astea proastele noastre, că trebuie să slăbim să fim sănătoși. Și cine vrea să fie urmărit de mine, găsiți în info box, cum îi spune, mail-ul. Și ne vedem la următorul video. Dați și voi un like și dați și un share, poate interesează poveștile astea la oameni. Să deschideți ochii. Ciao!